Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Subiectul de azi e reprezentat de legenda cagoților, un popor căzut din cer. Istoria ascunde foarte multe fapte bizare care nici până în ziua de azi n-au putut fi explicate. Unul dintre aceste fapte s-a petrecut în Franța, din Evul Mediu, unde peste noapte a apărut o populație bizară, cagoții. Există un articol interesant într-o revistă al cărei nume este Enigme neelucidate, La frontierele extraordinarului, numărul 28. Articolul se numește Un popor care a căzut din cer, cagoți. Autorul Marian Deaconu ne povestește că în jurul anilor 800 după Hristos, sub domnia carolingienilor, locuitorii orașului Lyon au văzut niște obiecte coborând din cer, s-au apropiat de acestea și au făcut prizonieri pe cei care au coborât din ele, răstignindu-i pe scânduri și aruncându-i pe apele lui Saon și Ron. În felul acesta, locuitorii credeau că vor scăpa de stranii vizitatori care veniseră pe Terra pentru a deteriora recoltele prin bubuiturile teribilelor lor mașinării zburătoare. Ulterior, aceste creaturi au venit în număr foarte mare și au sfârșit prin a fi tolerate cu societățile lor aparte, alcătuind mici triburi la marginea orașelor unde își construiseră propriile lor târguri autohtone. Aceste ființe au fost numite crestiani, gezitani, gaheți, agoți sau cagoți. Această rasă atât de diferită față de oamenii obișnuiți a stârnit curiozitatea, dar și indignarea tuturor. Cagoții erau de-a dreptul ciudați, niște făpturi care aduceau cu oamenii, dar nu erau în totalitate oameni. Aveau urechile fără lob, picioarele lor erau palmate, iar din craniu le ieșea o creastă. Potrivit Wikipedia, cagoții, numiți și agoți, trăiau sud-vestul Franței, pe versantul sudic al Pirineilor și în Spania. Acești termeni erau termeni depreciatori care desemnau grupuri de locuitori care exercitau meserii cu lemn sau fier, lovite de excludere și respingere în satele lor, în special în țara bașilor de ambele părți ale Piemontului, Pirineilor și în Gascoin. Între secolul al XIII-lea și timpurile moderne, reputația cagoților e asociată cu frica de lepră. Populații similare au existat în Bretania, Cacé, Cacan sau Cacou. Cagoții sunt prezenți în Franța, în Gasconia, de la porțile Toulouse până în țara bască, în Armagnac, în Chalos, în Bearn, în Bigorre și în văile Pirinei, dar și în nordul Spaniei, Aragon, Navarra, sud și nord, țara baștilor și Asturias, unde sunt desemnați prin termenul agotes. Deși reduși de secole la relații normale doar între ei, cagoții n-au constituit totuși un grup ca atare. Erau dimpotrivă împrăștiați, trăind în grupuri mici de două sau trei familii la periferie aproape tuturor orașelor sau satelor din regiunile menționate. Aceste cătune au fost numite crestianies, cagoterii sau hote. La scara Bearnului, de exemplu, distribuția cagoților, de multe ori dulgheri, e similară cu cea celorlalți numeroși meșteri, în principal în Piemont. Departe de a se aduna în câteva locuri, crestienii sunt împrăștiați în 137 de sate și orașe. Aceste ființe sunt descrise pretutindeni la fel. Păroase, nu aveau pavilioanele urechilor vizibile, se distingeau în locul acestora niște găuri ca la șopârle sau dinozauri, aveau mâinile și picioarele palmate și degajau o căldură corporală anormală. Din cauza aspectului lor respingător, erau obligați să fie îmbrăcați complet întotdeauna cu ceva pe cap și cu încălțăminte. Trebuiau să poarte pe hainele lor, vizibil pe piept, o labă de gâscă uscată și pictată în roșu. Acest simbol amintea populației autohtone că aceste ființe strane aveau picioarele și mâinile palmate. O altă ciudățenie demnă de luat în serios e culoarea sângelui cagoților, care a fost raportată de medicii vremii respective ca fiind albastră sau uneori verde. Mici de înălțime și nu foarte inteligenți, această rasă de oameni, apărută brusc și doar în anumite regiuni din Franța, ridică și în ziua de azi multe semne de întrebare. Nimeni nu știe nici în ziua de azi cine erau și de unde se trăgeau. Însă francezii au marginalizat din prima clipă, lăsați deoparte victimele unui fel de rasism popular, puternic ancora local, li se interzicea în funcție de loc sub cele mai severe pedepse să locuiască în orașe și sate. Locuiau în cartiere speciale, în cătune sau sate izolate, adesea foste colonii de leproși. Aceste cătune aveau fântână, spălătoria și adesea propria biserică și uneori un mic spital administrat de un ordin religios. Cagoții mergeau în sat doar pentru nevoile lor cele mai presante și pentru a merge la biserică. În multe cazuri intrau doar printr-o ușă laterală, adesea mai mică,
cum ar fi cea a bisericii din Arras en Lavedan sau Abbey din Saint-Savin en Lavedan. Cagoții trăiau în grupuri izolate. Ambroise Paré, 1509-1590, notează capacitatea deosebită a acestora de a practica mumifierea prin magnetism personal. Astfel, un cagot care ținea un măr în mână îl putea face să devină la fel de arid ca și cum ar fi fost expus la soare timp de 8 zile. Paré a explicat acest fenomen prin căldura anormal de ridicată degajată de corpul cagotului. De altfel, el a mai spus că în timpul unei sângerări din venele sale a ieșit un lichid aproape fierbinte și cu o tentă între albastru și verde. Caracteristicile speciale ale cagoților au determinat autoritățile să ia măsuri speciale ca aceste ființe să nu se amestece cu oamenii. Ele aveau propriile cimitire unde erau înhumați fără preot sau ritual religios. Nu aveau voie să exercite alte meserii decât aceea de dogar. El avea un simț dezvoltat pentru comerț, se poate descoperi, potrivit vechilor arhive notariale, un nivel de viață foarte evoluat. Textele arată că aceste ființe posedau o capacitate juridică relativ evoluată pentru acea perioadă. Cagoților le era interzis de a se căsători și avea relații amoroase cu oameni. Ipotezele originilor sunt multe. Unii susțineau că ar fi fost leproși, alții că ar fi fost urmașii sarazinilor rămași în Europa după invaziile lor. Cronicile medievale spuneau că ei purtau părul lung, blond ca grâul în soare. Cu toate aceste bariere impuse de către civilizația franceză, cagoții au reușit să supraviețuiască pentru mai multe sute de ani. Nimeni nu putea să le găsească originele și nici să-și explice cum a fost posibil ca o astfel de nație să apară peste noapte. În momentul în care a avut loc Revoluția franceză la 1848, și cagoții au dispărut la fel de obscur cum au și apărut. În urma acestor evenimente strani s-au născut diverse speculații care încercau să explice existența cagoților. Cei mai mulți au fost de părere că acești oameni bizari au venit de dincolo de materie, adică din Antiterra, pentru a locui o perioadă de timp pe Terra. În comparație cu locuitorii Pământului, cagoții erau la polul opus atunci când venea vorba despre înfățișare sau comportament. O celebră lucrare din Evul Mediu, intitulată Extraterestrii, vin din Antilume, a avut la bază povestea incredibilă a cagoților. Autorul lucrării explică faptul că acești cagoți au venit de dincolo de materie, de pe o planetă asemănătoare cu Terra, numită și Antichton, unde lucrurile se petrec invers față de aici. Extraterestrii din Antilume. Alien, un erudit latin, care a trăit între 170-230 era noastră, care a avut ocazia să ajungă pe Antichton, locul de unde se pare că provin cagoții, a descris acest univers straniu. Se povestea că acest continent e imens, că hrănește ființe mari, în special oameni, a căror mărime este dublă față de cei din lumea noastră. Durata vieții lor nu este aceeași cu a noastră, ci de două ori mai lungă. Au orașe mari și numeroase, caracteristici de viață și legi opuse celor ale noastre. Arborii care cresc de o parte și de alta fluviului, fluviul plăcerii, poartă fructe cu calități stranii. Cel care degustă vede încetându-i dorințele pe care le-a avut până atunci și chiar dacă iubește pe cineva, l-uită. Întinerește puțin câte puțin și preia vârstele sale precedente și deja împlinite. Părăsește îmbătrânirea și se reîntoarce la forța vârstei, apoi revine la vârsta copiilor, redevine copil nou născut și în fine se consumă. Suntem vizitați frecvent. În anul 1968, scritorul elvețian Erich von Däniken lansează teoria conform căreia, cu milioane de ani în urmă, civilizații extraterestre au vizitat Pământul pentru a ajuta omul să se dezvolte. Teoria se bazează pe vechile texte religioase în care omul a interacționat cu dumnezeii veniți din ceruri în mașinile lor de foc și care au puteri spectaculoase. Scritorul susține că minunile arhitectonice, cum ar fi piramidele, sunt creația acestora. În plus, scriitorul crede că omenirea n-a fost niciodată părăsită de către extraterestri. Aceștia observă și monitorizează în permanență oamenii. Fără acest ajutor, omenirea nu ar fi putut evolua. La început, extraterestri au venit pe Pământ pentru a extrage aurul, după care au ajutat omul să se dezvolte. În susținerea acestei teorii stau o serie de artefacte descoperite în mai multe colțuri ale lumii care nasc întrebări. În Columbia au fost descoperite planoare în miniatură, statuete care reprezintă farfurii zburătoare. În textele hinduse sunt pasaje în care se vorbește despre zeii care au coborât din cer pe pământ din carurile lor zburătoare.
În alte texte se vorbește despre secretul zborului farfuriilor zburătoare. Ele sunt propulsate cu ajutorul electricității și a unui lichid asemănător cu mercurul. În Bolivia, orașul Pumapunku are clădiri care nu puteau fi construite fără utilaje mecanice. Marea piramidă din Gizeh posedă o energie pe care mulți ani mai târziu a dezvoltat-o Nikola Tesla. Cercetătorii de la Universitatea California au afirmat că extratereștrii sunt printre noi camuflați. Ei trăiesc printre noi observându-ne. Încă din momentul creației, extratereștrii ne asistă și n-au plecat spre alte planete. Doctorul Alice Silver susține că noi oamenii suntem extratereștri. În susținerea acestei teorii, el spune că organismul uman e programat pentru o zi de 25 de ore, iar pe Terra ziua are 24 de ore. Acest fapt impresionant l-a determinat pe Silver să lanseze teoria conform căreia oamenii au fost transferați pe Terra. O altă idee pe care se bazează Silver este cea legată de sănătatea oamenilor. Extratereștrii din antilume. El susține că nu există indivizi 100% sănătoși. Gradul de adaptare al omului pe Terra e relativ redus. Omul nu e adaptat în totalitate la condițiile de pe Pământ. Omul nu poate privi o perioadă lungă la soare, iar expunerea la soare îi face mult rău. Dacă omul se năștea pe Terra, s-ar fi creat un sistem de protecție. O altă problemă pe care o ridică Silver este cea legată de capul unui bebeluș care la naștere e foarte mare și pune probleme mamei. Acest fapt nu e întâlnit la nicio specie de pe Pământ. O altă idee lansată de Silver este cea legată de numărul de gene umane, 233 la număr, care nu par a fi create pe Pământ. În anul 2009, omul de știință, Yuri Labrin, susține că în anul 1908, atunci când s-a produs evenimentul din Tunguska, extratereștrii au sacrificat un OZN pentru a salva Pământul de o ciocnire uriașă cu un meteorit. În fapt, o navă spațială extraterestră a intrat intenționat în coliziune cu meteoritul. Labrin susține teoria pe câteva rămășițe stranii găsite la locul faptului. E vorba despre desene pe un cristal, descoperirea silicatului de fier care nu putea fi produs pe Pământ. Labrin susține că același lucru s-a produs în cazul meteoritului căzut în 15 februarie 2013 în Chelyabinsk. Mai precis, pe 15 februarie 2013 putea să fie sfârșitul lumii, dar am fost salvați în extremis de un OZN. Există fotografii realizate de un satelit care arată o explozie uriașă între meteorit și un corp necunoscut înainte ca meteoritul să se ciocnească cu Pământul. Și totuși cine au fost cagoții? Erau vikingi, extraterestri? Nimeni nu a putut să dea un răspuns cât de cât satisfăcător la această întrebare. Ion Vanghele, poet și autor român, încearcă să deslușească misterul. Primul lucru este să verificăm în ce măsură informația e corectă. Și-a propus să caute ce s-a întâmplat în istoria orașului Lyon în jurul anului 800 după Hristos. În felul acesta a găsit ceva interesant cu privire la subiect în cartea arhiepiscopului de Lyon, Agobar, carte care se numește Lobar contra insulam virgii opinionen. Agobar s-a născut în Spania. În anul 779 a ajuns arhiepiscop la 37 de ani și a murit în anul 840. A fost considerat ca fiind unul dintre prelații cei mai celebri și mai savanți ai secolului al IX-lea. În cartea despre care am amintit, arhiepiscopul povestește despre un incident semnificativ. Noi am văzut și ascultat o mulțime de oameni care cred că există o regiune pe care ei o numesc Magonia, unde nave plutesc pe nori pentru a aduce în acest loc fructe ale pământului pe care l-au distrus grindina și furtunile. Am văzut pe unii scoțând dintr-o adunare 4 persoane strâns legate, 3 bărbați și o femeie care pretindeau că au căzut din aceste nave. După ce i-au păzit în captivitate, i-au adus în fața acestei mulțimi, în prezența noastră, pentru a fi lapidați, dar adevărul a învins. Desigur că regii acelor timpuri au fost tulburați primind astfel de rapoarte despre acești oameni care zburau pe cer sau demoni aerieni care posedau o adevărată flotilă de mașini zburătoare. S-a interzis săranilor orice fel de troc sau vânzare de bunuri și produse către oamenii din Magonia. Agobar și preoții săi i-au prevenit pe oameni asupra acestor întâmplări, explicându-le că astfel de schimburi comerciale cu oamenii din Magonia sau demonii aerieni sunt păcate de neiertat. A citit despre existența unui ținut antic, al cărei nume este Magonia.
Întrebarea pe care și-a pus-o este dacă numele folosit de autor corespunde realității sau el apare doar ca o greșeală lingvistică. E interesant de știut în ce măsură numele Magonia își păstrează fonetismul intact sau acest fonetism este redat diferit în diferite limbi datorită anumitor caracteristici de scriere a cuvintelor cum apar în alte limbi spre deosebire de limba noastră. Termenul de Magonia e pronunțat în felul acesta în limba română. Francezii îl scriu tot așa sau îl scriu altfel? Să ne amintim, spre exemplu, că munte în limba franceză se scrie montagne, de unde derivă și termenul montagnard, adică muntean. Pronunția acestor cuvinte în limba franceză este montagne, respectiv montagnard. Deci, grupul GN se citește ni, ceea ce noi citim în limba română ca fiind Magonia, ar putea fi scris în limba franceză, Magonia, cu aceeași pronunție fonetică ca în limba noastră, ori cuvântul Magog e întâlnit în Biblie, împreună cu Gog, aceștia doi fiind giganți antichității. Ei sunt pomeniți și în tradițiile evreilor, figurând sub numele de Gog și Magog. Cea mai veche legendă despre Gog și Magog o aflăm de la Ezechiel. Într-una dintre profețiile sale, prorocul evreilor, Ezechiel, amenință pe evrei că Iehova va aduce asupra țărilor pe regele Gog din țară, Magog. Cu oastea sa cea superbă de cai și călăreți înarmați cu săbii, lănci, arcuri, săgeți, scuturi și coifuri. Aceștia, venind de la miază noapte, călărind pe cai, vor da o năvală ca o furtună asupra țării lui Israel ca să o prade și să o distrugă. Ei vor cutreiera pământul în triumf, vor duce pe evrei în captivitate, apoi împlinindu-și misiunea lor, vor fi distruși cu toții de mânia cerului. Lucrurile se vor întâmpla în tocmai, să ne reamintim că există două mari momente în care copiii lui Israel au stat sub robia unor țări și împărați străini. Primul moment și cel mai vechi este cel legat de Egipt și de Faraon, fără ca acesta să fie însă numit. Și al doilea se va întâmpla pe vremea lui Nabucodonosor, regele Babilonului. Dacă Gog este unul și același cu Nabucodonosor, dar poate fi în același timp și ultimul rege al Babilonului, care a pierdut bătălia cu Cirus cel Mare, Magogul poate fi țara acestuia în care este inclus Babilonul, Domnul Roșului, Meșechelului și Tubalului. Se vorbește despre aceste ființe din Magonia ca fiind păroase. În povestea Motanul Încălțat, chiar acest motan nu este altcineva decât un locuitor din Magonia. El nu este în felul în care e descris decât un substitut, un simbol al unei ființe umane, a cărui păroșenie naturală l-a determinat pe povestitorul inițial să recurgă la o astfel de comparație. Aceasta mai târziu s-a transformat într-un substitut. Animalul cu care a fost comparat omul a ajuns să-l înlocuiască la un moment dat în cadrul povestirii. Mai există o idee care nu ne dă pace. E posibil ca acolo unde apar astfel de creaturi păroase în basme și povești, fie sub formă de animale sau cu aspect antropomorf, pe care noi am considerat-o că e o referire la omul preistoric de tipul omul pădurii, Yeti sau Ciuciuna, Bigfoot sau Alma, să fie printre multe altele și o aluzie voalată la prezența magonezilor. Caracterul lor oriental, la care adăugăm și pilozitatea excesivă, apare la un moment dat și în descrierile veterotestamentare. În Geneza apare acel dialog ciudat despre care am mai pomenit și cu alte împrejurări. Iacov a răspuns mamei sale, iată, fratele meu Esau este păros și eu nu am păr deloc. Pentru a obține binecuvântarea tatălui, Rebeca va recurge la o șmecherie. Ea a acoperit cu pielea iezilor mâinile și gâtul care erau fără păr. Substituirea a mers la perfecție din moment ce însuși bătrânul Isaac va spune în sinea sa, glasul este glasul lui Iacov, dar mâinile sunt mâinile lui Esau. Nu l-a recunoscut pentru că mâinile erau păroase ca mâinile fratelui său Esau și l-a binecuvântat. Geneza, facerea 27. A doua mare referire este acea lege a nazireatului care nu permitea celui ce o respectă să-și taie părul și unghiile. Legea apare în basmul fratele cel rufos al lui Skaraoski. Fiind vorba însă despre doi frați, basmul face aici aluzie la întâmplarea Esau Iacov. Să ne reamintim în același timp că Samson a respectat această lege a nazireatului, iar Iisus Hristos era la rândul său nazireu. Ceea ce este important să fie observat este că o legendă nu vorbește doar de dragul de a spune vorbe fără rost. Ea transmite la fel ca și oricare alt produs folcloric informații, chiar dacă aceste informații sunt denaturate despre istoria universală, conchide Ion Vanghele. Ne oprim aici, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei,
Pe curând!